așa cum v-a spus Adela, astăzi o să vă vorbesc despre câteva aspecte importante pe tema tehnici de comunicare. O temă care ține de un domeniu care pe mine mă pasionează foarte mult. De ce am ales acest subiect? Pentru că ponderea activităților cu specific de comunicare este cea mai mare din tovarul activităților desfășurate de o persoană pe parcursul unei zile, fie în viața personală, profesională sau academică. Cu alte cuvinte, așa cum spunea un reprezentant al școlii de la Palo Alto, nu putem să nu comunicăm. Și pentru că fiecare dintre noi a fost pus la un moment dat în postura de comunicator, la un nivel mai mult sau mai puțin profesionist, consider că este foarte important pentru noi să cunoaștem câteva reguli de bază pentru o comunicare eficientă și eficace, care să ne ajute să transmitem interlocutorilor noștri un mesaj mai clar și mai persuasiv. Cum putem face acest lucru? Vom descoperi împreună în următoarele minute. În scopul acestei expuneri este acela ca la final să vă pot oferi o cheie cu care dumneavoastră să deschideți mai ușor ușa către mintea și sufletul interlocutorilor dumneavoastră, să vă puteți face mai ușor înțeleși și să obțineți efectul contact prin acțiunea de comunicare pe care o inițiați. În prima parte a expunerii, vă voi prezenta câteva reguli pentru o comunicare de succes, urmate de prezentarea celor mai întâlnite stiluri de comunicare în relațiile interpersonale, trei la număr. Urmând ca în a doua parte a expunerii să vă prezint și trei tehnici de comunicare pe care eu le consider ca fiind foarte ușor de folosit, însușit și aplicat în orice situație, urmate de un rol pe care eu consider că orice comunicator veritabil trebuie să și-l asume la un moment dat, acela de ascultătura. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, o să încep. Cred că ce să luăm. Asta e permisiunea. Înainte de a vă prezenta acele reguli de bază pentru o comunicare de succes, vreau mai întâi să fac o distinție pe care o consider foarte importantă, aceea între comunicarea eficientă și comunicarea eficace. Eficiența se referă la faptul că un comunicator, în momentul în care își formulează un mesaj, trebuie să folosească cât mai puține posibil resurse, într-un mod care să-l ajute să-și transmită foarte bine mesajul și să minimizeze efectul barierelor de comunicare, care pot fi de trei tipuri. Bariere externe, ce țin de mediul în care se desfășoară acțiunea de comunicare, bariere interne, ce pot ține de prejudecățile sau ceea ce gândește interlocutorul și, nu în ultimul rând, absența feedback-ului care poate genera efecte nu foarte bune. Eficacitatea ține de cealaltă parte de faptul că comunicatorul reușește să-și atingă obiectivele pe care și le-a propus în urma prezentării pe care o liderează. Și acum să vedem care sunt regulile de bază pentru o comunicare de succes. Eu am încercat să le sintetizez prin câteva cuvinte cheie. Acestea sunt, în primul rând, a asculta și o să vedem în a doua parte a prezentării cum putem deveni niște ascultători mai buni. A schimba, în momentul unei expuneri, pe baza feedback-ului explicit sau implicit pe care un comunicator îl primește de la audiență, el își poate schimba sau adapta mesajul. A anticipa,
Și aici m-am referit spre finalul discursului la întrebările pe care interlocutorii noștri le pot pune și noi ne putem pregăti în prealabil răspunsurile la ele. A fi credibil un comunicator care nu crede în ceea ce spune, care nu vorbește cu pasiune sau nu stăpânește bine domeniul despre care vorbește, nu își poate convinge audiența cu ceea ce transmite. A comunica în toate sensurile, orice expunere trebuie să aibă și o componentă interactivă, pentru că altfel audiența poate începe să se plictisească. A respecta identitatea fiecăruia și această regulă o voi ilustra puțin mai târziu în prezentare, când vă voi arăta cele trei stiluri de comunicare. A te concentra asupra aspectelor care sunt importante pentru receptor. Înainte de a face un discurs, este bine să ne cunoaștem audiența, să cunoaștem interesele și nevoile ei informaționale și atunci vom livra un conținut care să genereze o relație de tip win-win pentru ambele părți. Ca un rezumat, de cele mai multe ori, nu este important ceea ce noi transmitem, ci ceea ce percepe interlocutorul. Și atunci trebuie să avem grijă că atât la nivelul conținutului, cât și al relației pe care o stabilim cu interlocutorul nostru, să facem în așa fel încât să ajungem la în mintea și în sufletul interlocutorului nostru și să-i transmitem ceea ce el își dorește să audă. Și nu în ultimul rând, să căutăm să obținem feedback, să simțim pulsul său. Acum o să vă prezint cele trei stiluri de comunicare de care vorbeam. Stilul agresiv, stilul submisiv sau pasiv și stilul asertiv. Fiecare dintre aceste stiluri de comunicare are anumite caracteristici pe care eu am încercat să le sintetizez și pe parcursul, să spunem, unei acțiuni de comunicare, cum ar fi participarea la un training, un trainer poate vedea manifestarea acestor trei stiluri de comunicare în modul în care participanții lui acționează sau reacționează la ceea ce prezintă. Stilul agresiv este cel mai puțin recomandat a fi folosit de către specialiști, pentru că în momentul în care suntem agresivi cu interlocutorii noștri, determinăm o reacție de reticență, nu vom fi niște persoane plăcute pentru cei cu care interacționăm și consider eu nici nu vom obține niște rezultate bune în relația cu ei. La polul opus se situează stilul submisiv, pe care din nou nu l-aș recomanda să fie adoptat, deoarece persoanele submisive sunt în general persoane care din, să spunem, timiditate, din temerea de a fi judecați, nu reușesc să-și transmită opiniile și deciziile și acest lucru nu poate fi, să spunem, decât o pierdere pentru colegii lor de echipă, pentru că ar putea ajunge la un rezultat mult mai bun în urma împărtășirii cunoștințelor lor. Stilul asertiv este stilul care, să spunem, este recomandat să fie utilizat în orice situație, deoarece acest stil ne ajută să ne exprimăm foarte bine ceea ce gândim, sentimentele, interesele, să nu îi lăsăm nici pe cei din jur cu ceea ce transmite. În următorul slide am încercat să vă dau câteva exemple de manifestare a acestor stiluri de comunicare la nivel verbal și acum, înainte de a trece mai departe, aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră, prin ridicarea mâinii, să-mi spună prepondere cărui stil de comunicare îi se poate asocia. Stilul agresiv, de exemplu. L-a folosit cineva din sală? Mulțumesc!
Stilul submisiv sau pasiv? Să înțeleg că majoritatea este asertivă, ca să spun așa. Asta ne place acum. M-am întrebat ca aceste stiluri să le folosești în funcție de audiență și de situație. Sigur, se pot adapta în funcție de audiență și de situație, dar efectele sunt cam aceleași. Deci nu este recomandat să folosim stilurile agresiv sau submisiv. Vă mulțumesc! Vom trece acum mai departe. Așa cum spuneam, vă voi prezenta trei principii utile în comunicare. Principii pe care, după părerea mea, le puteți folosi în orice situație de comunicare. Ele vă vor ajuta să formulați mesaje clare, concise, să transmiteți audienței exact ceea ce își dorește să audă și să îi determinați, să recaptați interesul în primul rând și în al doilea rând să obțineți efectul pe care îl doriți dumneavoastră, de exemplu dacă lucrați în domeniul vânzărilor, să le treziți dorința de a cumpăra produsul respectiv sau de a acționa într-un alt sens. Aceste principii sunt KISS, Keep it short and simple, AIDA, atenție, interes, dorință, acțiune și ABC, care face referire la trei calități importante pentru un mesaj, claritate, concizie și precizie. Cum putem aplica aceste principii folosind trei tehnici de comunicare verbală? Foarte simplu. Formulând întrebări către interlocutorii noștri, ascultând activ ceea ce feedback-ul pe care îl primim, ceea ce ne transmite interlocutorul care răspunde la mesajul nostru și reformulând atunci când, să spunem, simțim că audiența noastră nu a înțeles anumite părți din mesajul pe care l-am transmis sau, din contră, când dorim să accentuăm niște lucruri pe care le-am transmis astfel încât ele se iasă mai bine în evidență. Și acum am ajuns la partea cea mai importantă, ca să spun așa. Înainte de a deveni bun comunicator, fiecare dintre noi trebuie să fie bun ascultător. Trebuie să avem o relație de respect cu interlocutorii noștri și atunci trebuie să inversăm rolurile atunci când acest lucru este potrivit și să trecem de partea cealaltă a baricadei, în postura ascultătorului. Aici am încercat, printr-o reprezentare grafică, să ilustrez cele patru trepte ale piramidei ascultării. Auzirea, ascultarea normală, ascultarea selectivă și ascultarea activă. Bineînțeles că un comunicator își dorește ca toți receptorii lui să atingă și să mențină caracteristicile care țin de ascultarea activă. Acest lucru însă nu depinde numai de capacitățile comunicatorului, dar și de exercițiile, atenția și voința pe care o are cel aflat în postura de ascultător. Acum aș dori să vă întreb, de la începutul acestei expuneri, fiecare dintre dumneavoastră, pe ce treapta acestei piramide consideră că s-a situat cel mai bun? Auzire? Da. Ok. Ascultare normală? Ok. Ascultare selectivă? Și ascultarea activă. Haideți să vedem. Ok. Mulțumesc frumos. Aici am încercat să sintetizez pentru aceia dintre dumneavoastră care uneori resimt faptul că nu se pot concentra pe tot parcursul unei prezentări, câteva reguli pe care să le urmeze, exersând și fiind, să spunem, mai concilianți în raport cu cei pe care îi ascultă. În primul rând, nu trebuie să întrerupeți interlocutorul, să-l lăsați să transmită ceea ce are de spus,
să vă focalizați atenția și să nu lăsați să vă fugă gândurile în altă parte. Și cel mai important, pași care vă ajută să ajungeți în zona ascultării selective și apoi ascultării active, să încercați să înțelegeți, să asimilați ceea ce v-a transmis comunicatorul, să faceți asocieri cu propria experiență și să reflectați asupra ceea ce v-a transmis. La final, înainte de a vă lăsa să reflectați asupra unei lecții de comunicare foarte importante pe care a enunțat-o Dorothy Sarnoff, asigură-te că ai terminat de vorbit înainte ca audiența ta să fi terminat să te asculte. O să vă rog ca pe acele bilețele pe care le folosiți pentru acordarea feedback-ului să notați și o idee din expunerea mea care, să spunem, v-a plăcut, v-a atras atenția sau a reprezentat un element de noutate. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și sper să fi fost o experiență bună și pentru dumneavoastră.